Principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere grave soldate cu decesul uneia sau mai multor persoane îl reprezintă viteza excesivă, traversarea străzii prin locuri nepermise, ori depășirea neregulamentară. La nivel european s-a decis ca ziua de 20 septembrie să devină o zi fără persoane decedate în accidente rutiere. În acest sens, polițiștii rutieri hunedoreni au demarat o serie de acțiuni preventive reactive în trafic. De ce v-am oprit astăzi la nivel european? Pentru că avem o activitate de prevenire, de numită safety days. Scopul acțiunii de astăzi este să reducem riscul rutier, să nu avem eveniment rutier soldat cu decesul unei persoane. Documentele dumneavoastră, drumuri bune, numai bine, la revedere! Polițiștii rutieri au intensificat în această perioadă activitățile de prevenție în trafic în vederea reducerii riscului rutier și a scăderii numărului de evenimente rutiere rezultate pe drumurile publice ca urmare a unor cauze generatoare de evenimente rutiere, bine cunoscute de altfel atât viteza, cât și traversarea neregulamentară a străzii de către pietoni, ori neacordarea priorității de trecere pietonilor, consumul de alcool sau substanțe interzise la volan, ori utilizarea telefonului mobil fiind unele dintre cauzele cele mai frecvente practic ale producerii unor evenimente rutiere pe drumurile publice. Prin urmare, și activitățile polițiștilor se vor concentra atât astăzi cât și în perioada următoare în această direcție, tocmai pentru a conduce la impunerea unui climat de disciplină în trafic și la reducerea numărului de evenimente rutiere. Oamenii legii recomandă să nu conduceți sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, să folosiți centura de siguranță, să adaptați viteza la condițiile de drum și trafic și să nu vă angajați în depășiri neregulamentare.